Cetățenii au decis ce proiecte vor fi implementate de primăria Făgăraș. Semafor cu buton pentru pietoni la trecerea de pe strada Teiului, lângă liceul Radu Negru. Inițiatorul a ales această locație în primul rând pentru siguranța copiilor care frecventează unitatea de învățământ. În al doilea rând, pentru fluidizarea traficului rutier, deoarece este o arteră care face legătura cu drumul național 1 și strada 13 decembrie, iar pe parcursul anului școlar se formează frecvent blocaje în trafic. Amenajarea terenului de sport în aer liber la școala gimnazială Ovidiu Sușeanu. Potrivit inițiatorului, proiectul modernizarea terenului din bitum este mai mult decât necesară, deoarece actualul spațiu nu este împrejmuit corespunzător. În plus, este necesară o mini-tribună multifuncțională care să fie folosită de către elevi atât în pauzele pentru relaxare, cât mai ales pe perioada derulării unor activități cultural-sportive în aer liber. Centrul de instruire în acordarea primului ajutor la Colegiul Național Radu Negru, aici profesorii, elevii, cât și alți cetățenii orașului vor putea să învețe tehnicile de prim ajutor și să le exerseze în mod eficient cu ajutorul manechinelor, pentru a fi pregătiți în cazul unor situații de urgență. Vor fi achiziționate defibrilatoare ce vor fi amplasate în puncte cheie ale orașului. Spațiul de mobilitate pentru seniori, construcția va fi de tip bolt-on și datorită dimensiunii reduse poate fi realizat aproape oriunde, chiar și într-o zonă centrală, susține inițiatorul. Proiectul cuprinde locuri special concepute pentru exerciții fizice, bănci pentru relaxare și iluminare pe timp de noapte, pentru îmbunătățirea sănătății fizice și mentale a locuitorilor orașului. Amenajarea unui teren de sport cauciucat cu două porți de handbal și un panou de fibră de sticlă, inel și plas în curtea Colegiului Radu Negru. Fapte bune pentru sănătate vizează amenajarea unei zone de aproximativ 400 de metri cu gazon, piatră, copaci, bănci, coșuri de gunoi, cupolă de lemn și plante ornamentale în curtea Spitalului Municipal Făgăraș. Stații de încărcare a mașinilor electrice. Acest proiect prevede amplasarea 5 stații de încărcare a mașinilor electrice. 500.000 de lei, aproximativ 100.000 de euro sunt alocați din bugetul local pentru realizarea acestor proiecte în termen de 12 luni. Bugetarea participativă urmărește implicarea cetățenilor în luarea deciziilor pentru dezvoltarea locală, aceștia hotărând cum să fie utilizată o parte din taxele și impozitele pe care le plătesc.